Binecuvântăm și în această seară numele Domnului și mulțumim Lui pentru acest har minunat de a fi din nou aici la casa Domnului, închinându-ne Lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Dragul meu frate și soră, aș vrea să te provoc întrebându-te dacă ți s-ar da o foaie de hârtie pe care, foarte scurtă, pe care să fie o întrebare. Iubești pe Domnul? Și dacă răspunsul este da, de ce? Întrebarea sună bine, dar care ar fi răspunsul tău la această întrebare? De ce iubești pe Domnul? De ce iubești pe Domnul? Că este mare? De ce iubești pe Domnul? Că este bun? Că este un... De ce mai iubim pe Domnul? Haideți să vedem care sunt opiniile, care sunt motivele. De ce iubim pe Domnul? Pentru că ne-a mântuit. Frate Vasile, de ce iubim noi pe Domnul? Altcineva? Fiindcă îndurarea Lui ține avea. Prea multe răspunsuri, dar totuși hai să ajungem cumva la esență, pentru că vreau să ajung la ceea ce psalmistul spune într-unul din psalm. Exact! Psalmul 116. N-am vorbit cu ea despre psalmul 116. Poftim? Pentru că El ne-a iubit întâi. De ce noi îl iubim pe El și ne dă puterea să-L iubim? Nici de cum. Totuși suntem invitați să chemați să îi iubim pe vrăjmașii noștri. Și o putere și o alegere. Și Domnul se numește la aceasta. Exact! De ce am iubit pe Dumnezeu? Psalmul 116 spune astfel de cuvinte și psalmul 116 este un psalm de mulțumire în care psalmistul celebrează o experiență, o experiență de izbăvire personală. Noi toți am fost izbăviți. Noi toți am avut experiențe de astea în care am fost izbăviți. Fie de pe patul de boală, fie de pe patul de moarte, dar fiind dintr-un accident, dar am fost izbăviți. Am fost scoși de acolo cu mână puternică. Și psalmistul la fel a trecut printr-o astfel de experiență și apoi el își enumeră motivele de ce l-ar iubi pe Dumnezeu. Și în psalmul 116, în versetul 1 și în continuare spune: iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam: sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam: orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău. Robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute înaintea, făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul. David a fost într-o astfel de experiență. Eu am fost într-o astfel de experiență. Și David parcă îl vede atât de personificat în psalmul 116 pe Dumnezeu, încât îl vede ca pe un tată care atunci când copilul său stă pe patul de boală și copilul său aproape că nu mai are putere să vorbească din cauza febrei sau neputinței, este slăbit, este, toate puterile s-au stors din trup. Și tatăl, din cauza că vrea să audă acel cuvânt, acea șoaptă, își apropie urechea de fiul lui și ascultă. La fel, David îl vede pe Dumnezeu și spune: da, El și-a plecat urechea spre mine. Și fiindcă și-a plecat urechea spre mine, spre mine care eram fără putere, pentru că a făcut odată acest lucru, eu îl voi chema cât? Toată viața mea. O singură dată a fost suficient ca să văd aplicarea lui la mine ca un tată la copilul său. De aceea eu îl voi chema toată viața mea. De ce îl iubești pe Domnul? De ce îl iubesc eu pe Domnul? Sunt și ale mele cuvintele psalmistului: iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile
mele. Domnul Senior Iisus, să-L iubim pe El, și motivele au fost așa de multe și într-adevăr toate sunt adevărate. Iubim pe Domnul că ne-a făcut bine, îl iubim pe El că ne-a mântuit, dar iubim că ne aude glasul. Știi ce comunică acest lucru? Este curat împotriva deismului, care spune Dumnezeu a creat acest pământ și s-a depărtat de el. Și tot ce se întâmplă, se întâmplă la noroc. Așa se întâmplă, că așa sunt forțele naturii. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu a creat universul și s-a depărtat de el. Dumnezeu l-a creat și lucrează în el. Îl vedem chiar lângă David. Îl vezi chiar lângă tine. Chiar lângă tatăl tău, lângă mama ta, lângă prietenii tăi, lângă copiii tăi. În situații destul de dificile. De aceea să lăudăm numele Domnului și în această seară, în timpul care urmează aici, în jurul cuvântului Domnului, în casa Domnului. Haideți să lăudăm pe Domnul prin cântare, apoi vom veni cu rugăciunea înaintea Lui și vom citi textul pentru momentele de rugăciune din această seară. Haideți să lăudăm pe Domnul prin cântare, fără El nimic nu pot face. Îl cunosc.
rugăm și să venim cu rugăciune la începutul serviciului din această seară. Iubite Tată, venim înaintea Ta din nou mulțumindu-Ți pentru acest har minunat într-o lume atât de învulburată și plină de neliniște, să avem un timp de rugăciune, un timp de închinare aici, în acest loc, unde putem găsi din nou pace, nu pacea care ne oferă lumea, ci pacea care ne oferă Duhul Tău cel Sfânt, prin cuvântul Tău cel Sfânt. Doamne, și în această seară stăm înaintea cuvântul Tău care stă deschis înaintea noastră și din nou avem nevoie de înțelegere de la Duhul Tău cel Sfânt, avem nevoie de înțelepciune ca să putem pricepe cuvântul Tău care ne dă viață, ne dă putere, ne poate înviora inima, ne poate da putere pentru ziua de mâine. Cer, Doamne Iisuse, putere din partea Ta. Vorbește Tu din nou, Doamne, căci robii Tăi sunt gata să asculte și curățește Tu inimile ca această sămânță să cadă pe un pământ bun. Cerem acest lucru de la Tine, Doamne bun. Amin. Amin. Vă să deschideți cuvântul Domnului pentru momentele de rugăciune în această seară, text pe care găsim scris în Psalmul 37 și vom da citire de la versetul 1 până la versetul 6 inclusiv. Psalmul 37, versetul 1 la versetul 6, pagina Biblia Cornelescu 573. Psalmul 37, versetele 1 la 6. Cuvântul Domnului spune astfel în acest text: nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiești în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Amin. Amin. Vă să ocupați locurile. Text minunat, frașesor, nu-i așa? Câte generații înainte de noi și-au găsit alin în acest text, în aceste primele 6 versete. În special pentru mine, înainte să plec la universitate, alin era versetul 7 și mai jos, fiindcă poate puțin știu acest lucru, dar sunt o persoană care mai mult îmi place liniștea, tăcerea. Și mă regăseam în versetul 7 care spune: taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Zic, incredibil, este exact pentru persoana mea. Pentru că asta uneori, ceea ce vreau să fac, în mijlocul atâtor voci care strigă, țipă, e o rapiditate în care nu găsești timp să te ridici ca să te concentrezi pe ceea ce se întâmplă în jurul tău, pur și simplu e nevoie să taci. Să taci înainte Domnului. În special când vezi că răul înflorește ca floarea. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cei ce izbutesc în umbletele Lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor Lui rele. Toți am auzit de Martin Luther, nu de Martin Luther King Jr., cel care spunea de pe treptele Capitoliului sau de pe treptele la Memorial, de la Lincoln Memorial, I have a dream. Nu e vorba despre acel Martin Luther King, este vorba despre reformatorul Martin Luther. El vorbea cu privire la Psalmul 37 sau l-a numit Psalmul 37 cu cuvintele: aici este răbdarea sfinților. În acest psalm, psalmistul e preocupat de problema triumfului aparent al celui nelegiuit, al celui rău. Însă problema psalmistului este rezolvată prin recunoașterea de către el a faptului că aparența prosperității este ceva trecător. E o aparență. Este o aparență a succesului, a prosperității, dar este trecătoare. Și psalmistul vom vedea că ne sfătuiește, datorită, desigur, vârstei sale înaintate, și dacă nu ai un bătrân furos de el, și știm a doua parte, de unde eu știu, fiindcă lucrez cu un bătrân. Un bătrân de 82 de ani. Dar dacă ai un bătrân, fugă-l de acasă. David sfătuiește, dacă vezi cumva prosperitate și un om care e atât de prosper și rău în același timp,
Nu te îngrijora, pentru că El este trecător și slava Lui este trecătoare, la fel ca unei ierbi. Și Pavel și David sfătuiește prin acest psalm, în special la datorită vârstei sale înaintate, să ne încredem în Dumnezeu, fiindcă la vremea hotărâtă îl va pedepsi pe cel păcătos și va răsplăti pe cei drepți. Sună foarte bine, pentru că noi suntem într-o astfel de circumstanță, într-o astfel de situație, când vedem răul din jurul nostru înflorind. Parcă este primăvară în America cu răutatea asta. Dar lucrul acesta nu ține mult. Vine un finish, este un final. Acum, dă voi să te întreb, fiindcă m-am întrebat și eu înainte ca să vă întreb pe voi, care este reacția ta, care este reacția naturală atunci când ochii tăi văd clar că chiar înaintea lor se comite o nedreptate de cineva care are o reputație de a fi rău? Care este reacția ta, și gândește-te de la această situație, fiindcă ai fost într-o astfel de situație, care este reacția ta naturală, haideți să o numim, care este reacția ta firească, naturală, atunci când vezi pe cineva rău, că comite o nedreptate sau un rău, împotriva unui om care este absolut nevinovat? Care este reacția ta? Te revolți! Dacă vom fi sinceri, și ar trebui să fim sinceri, fiindcă ar trebui să răspundem, răspunsul nostru, dacă vom fi sinceri cu răspunsul nostru, vom observa că reacția la nedreptatea făcută de un om rău în inima noastră va provoca mânie. Și aceasta este normal, nu condamn pe nimeni. Nu spun, ar trebui să te pocăiești acest lucru. În noi este această reacție atunci când un om rău face o răutate împotriva unui om nevinovat. În noi este o mânie. Suntem mânioși pe acea persoană. Vă duceți aminte de David, care a comis acel păcat cu Bathsheba? Nathan vine la el seara și printr-o povestire, printr-o istorioare inventată de sigur de Nathan, îi spune despre acel om și care avea o singură mielușă și acel om rău a venit și a luat singura lui mielușă, pe când el avea o turmă de mielușe. Și David, când aude această istorioară, se înfierbântă, se mânie și spune: viu este Domnul, în 2 Samuel 12:5, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Cum m-a îndrăznit acest om să spună că e un om nevinovat? Pentru că faptul că avea reputația de rău, să spună un om care avea o singură mielușă și a luat-o și a făcut o spăț la omul care venise doar în vizită și apoi pleacă și l-a rămâne pentru totdeauna fără mielușă. David este mânios. Deja l-a și condamnat la moarte. Cam aceasta este reacția noastră dacă am vedea pe cineva care de fața noastră a făcut un rău. Și dacă va fi să dăm ochii cu acel om, cu acea persoană care știm bine că a comis o nedreptate, firește vorbind, natural, ni s-ar mări pofta de răzbunare imediat. Ni s-ar mări pofta. Știi că acel om a făcut rău și poate a plecat pentru o perioadă de timp, a dispărut din societate, dar tu îl vezi, tu îl întâlnești din nou și dacă ai da ochi cu el, cred că ți s-ar mări pofta de a te răzbuna pe el, de a-i spune: eu vreau dreptatea cu tine și mă răzbun pe tine, fiindcă ai făcut rău omului cu tare, mi-e apropiat, mi-e, îl cunosc. Frații și surorile, acestea sunt două reacții naturale firești atunci când omul vede clar că s-a comis o nedreptate. Un rău. Un rău de cineva care doar face răul, care doar poate să facă răul. Însă dacă suntem atenți la primul verset, vom vedea că psalmistul face un îndemn și, desigur, toată Scriptura este însuflată de Duhul Domnului și trebuie să spunem că și David a fost însuflat de Duhul Domnului atunci când a scris psalmul 37. Este un îndemn nu de la David, este un îndemn prin David de la Dumnezeu. Acum, David face un îndemn împotriva reacției omenești cu privire la rău. Practic asta spune versetul 1. Practic ne spune: tu ai o reacție la rău? Stop it! Oprește-o! Stăteam și mă gândeam, zic, dacă natura firească are tendința să se mâne pe cel ce face răul, Dumnezeu te îndeamnă prin îndemnul: nu te mânia pe cei răi. Aceasta este tendința noastră, să răspundem răului.
Și dacă cumva ne întâlnim din nou cu acea persoană care știm că a făcut rău, știm clar că a făcut răul și dacă ne întâlnim cu el, pofta noastră se mărește pentru a răspăti, pentru a ne răzbuna pe el, Scriptura are și aici un răspuns și spune, nu te uita cu jind, adică nu te uita cu ardoare, nu te uita cu o dorință aprinsă la cei ce fac răul, nu te uita cu dorință, nu-l căuta cu dorința de a-i provoca răul, de a te răzbuna pe el. Stăteam și mă gândeam, ca Dumnezeu să facă astfel de îndemnuri, din versetul 1, nu te mânia pe cei răi, pe când intenția noastră și reacția noastră este să ne răzbunăm pe cei răi, ca Dumnezeu să facă astfel de îndemnuri copiilor lui, trebuie să aibă motive serioase, frate și surori. De ce? Nu vrea Dumnezeu dreptate în viața copiilor lui? De ce nu-ți dă voie ție să te mâni? Nu e vorba de a-i da cu piatra în cap. Nici nu e vorba de a lua un băț și arunca în el. Nici vorba de a-l omorâ cu atât mai mult. Nu. Dumnezeu ne oprește să ne mâniem pe el. Uitați-vă în text. Apoi Dumnezeu ne interzice să ne uităm cu jind, cu ardoare, cu dorință de a ne răzbuna pe el. Dumnezeu interzice aceste lucruri. De ce Dumnezeu ar interzice astfel de lucruri copilul lui? Trebuie să aibă sau ar trebui să aibă un motiv serios, fiindcă Dumnezeu lasă în acest context răul nepedepsit. El, practic, Dumnezeu oprește ca dreptatea să aibă loc, dreptatea care vreau să o fac eu și dreptatea care tu o vrei să o faci. Practic, Dumnezeu intervine în aplicarea pedepsei drepte a celui care a făcut răul. De ce Dumnezeu intervine să te oprească pe tine, pe mine, ca să facem dreptate? De ce Dumnezeu mă îndeamnă să nu mă mâni și să nu privesc cu dorință răzbunarea? Și iată răspunsul. Versetul 2. Căci sunt cosiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeață. Dumnezeu prin psalmistul David ne comunică motivul său printr-o figură de stil foarte obișnuită și anume, dintre toate acele lucruri care ne înconjoară, obiecte însuflețite sau neînsuflețite, personaje, ia anume iarba ca să ne comunice de ce ar trebui noi, oamenii lui, oamenii lui Dumnezeu, să nu ne mâniem, nici să nu privim cu jind ca să facem rău, să ne răzbunăm pe cerere. Noi atât de obișnuiți suntem cu verdeața din câmp sau dinaintea caselor noastre încât uneori nici nu le tragem atenția, nici nu ne gândim la acel fir de iarbă din fața mea, din fața casei mele, din fața casei tale, că este foarte verde, că este mai puțin verde sau că este la mine nici nu este mai verde, verde e iarbă sau e buruiană, fiindcă atât îngrășămintele le-am dat încât iarba și-a făcut de cap și i-a dat voie la alte lucruri să crească. Numai iarbă. Însă, suntem așa de familiarizați cu iarba, încât nici nu ne gândim la această iarbă micuță. Illinois, știți foarte bine, se cheamă The Prairie State. Adică, iarba cea înaltă, este o iarbă, Illinois este recunoscută prin iarba aceasta înaltă, care crește până la 2 sau uneori chiar 3 metri înălțime. Este iarbă foarte puternică, este foarte deasă. Dar suntem uneori așa de obișnuiți că nu ne gândim la ele. Vedeți, frașilor, când privim la iarbă, a trebuit să ne gândim că ea nu a crescut din voința ei proprie. Ceva i-a dat nutrienții necesari ca să crească puternică și verde și să-și mențină puterea și verdeața. Pământul, nutrienții, știa iarba? În anul 2020, că ea va înflori și va fi verde în anul 2021? Nici de cum. Ceva din sol i-a dat acestei rădăcini de iarbă să crească și fără ca ea să fie conștientă de acest lucru, a crescut. Este verde. Este puternică. Acea iarbă poate fi consumată oricând de vreun animal, pasăre sau chiar călcată de către mine și către tine sau de vreo jivină. Ea poate fi călcată. Sau acea iarbă care s-a hrănit din nutrienții pământului, a crescut verde și puternică în mijlocul câmpului și
unde deodată în câmpul verde un țăran din sat vine pe o poiană cu iarba frumoasă, vine cu coasa la acea iarbă verde și puternică și începe să o taie. Și o taie la greu. Acea iarbă verde și frumoasă care putea fi acum călcată fie de păsări, de animale, de om, de dobitoace, de oricine. Vine un om și pur și simplu ia coasa, vede poiana, îi place foarte mult și începe a o coase. Și o coase toată și nici măcar nu ia în mână ca să o strângă. Și ce face? Haideți că sunteți de la țară cu mine. Știm ce face. O lase să o sucă. Eu credeam că în America nu se face acest lucru. Până n-am văzut o poiană în care cineva a intrat cu tractorul și pur și simplu iarba de în parc a tăiat-o și a lăsat-o. A lăsat-o să se usuce. Nimeni nu ia o iarbă verde acasă sau să o pună în sac sau în căruță. Țăranul nu știe foarte bine. El nu va lua după ce a tăiat iarba să o pună în căruță. De ce? În special dacă o ia la o zonă, în mijlocul zilei. De ce? Fiindcă se poate încălzi și drumul de la câmp, din poiană până acasă, se poate înfierbânta. Și când ajungi, iarba aia nu mai este bună de nimic. A început să intre în putrefacție. Deci o lasă pe câmp. Când ea este uscată, o pune fain frumos în gruță și o duce acasă, ca să poată hrăni animalele. El o lasă, el o taie, o lasă să se vestejească, ca să se facă fân. Și iată că iarba care cândva era verde și puternică, este tăiată și lăsată să se vestejească de cineva care a dat buzna, gândește-te la acest lucru, a dat buzna pe neașteptate și a venit momentul cel mai potrivit. Cel mai potrivit. N-a lăsat iarba să se strice de la sine, n-a lăsat ca iarba să-și piardă puterea și verdeața, apoi să fie consumată, ci mai degrabă în picul frumuseții ei a fost tăiată, lăsată să se vestejească, astfel jefuind-o de toată frumusețea și vitalitatea ei. Un om care s-a folosit doar de coasă. Ce vrea să ne comunice Domnul prin... sau ce vrea să ne comunice Domnul asociind pe cel rău cu firul de iarbă? Frate și surori, dacă eu m-aș răzbuna pe cel ce a făcut răul, chiar dacă a comis acel rău înaintea ochilor mei și știu detalii, trebuie să recunosc că sunt multe lucruri pe care încă nu le cunosc. Ca și motivul, care a fost motivul ca să facă rău? Ce l-a împins? Ce l-a provocat? Cum l-a planificat acel rău ca să se întâmple? Eu nu știu aceste motive. S-a întâmplat în mintea lui. E bine, mintea încă nu poate fi citită. Unii ziceau că sub hipnoz. Nu e nici sub hipnoz. Ca să știe motivul adevărat, ca să știe planificarea răului făcut din punct de vedere adevărat, autentic, omul nu este în stare. Niciun aparat, chiar dacă este pus la poligraf, nu poate să cunoască motivul adevărat. Și dacă m-aș răzbuna eu, din punctul meu de vedere, dreptatea s-ar fi făcut. Aș spune, gata, mi-am luat dreptatea, m-am răzbunat cel puțin, acum sunt liniștit. S-ar putea să fii mulțumit. Să presupunem că te-ai răzbunat pe cel om și te simți fain frumos. Ești tu fain frumos? Crezi că s-a rezolvat situația? Absolut nu! Răspunde, nu. Nu trăim în iera când este dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mână pentru mână și așa mai departe. Nu suntem în iera aia. Nu, nu, nu. Noi trăim într-o, cum a spus fratele Cosmin, într-o societate democrată. Nu suntem vinovați până când nu suntem not approved, guilty. Acest rău. Chiar dacă eu m-aș fi răzbunat și din punctul meu de vedere dreptatea s-ar fi făcut, nu s-ar fi făcut dreptatea din perspectiva lui Dumnezeu. Chiar dacă tu aprovi și chiar dacă tu ești satisfăcut că s-a făcut dreptate, e cineva care nu este satisfăcut și acest cineva este Dumnezeu.
din perspectiva lui nu este problema rezolvată. Acum, dacă până acum era un singur vinovat, un singur care a comis răul, din moment ce eu m-am implicat ca să rezolv răutatea, să mă răzbun, s-a mai adunat încă un rău și acesta sunt eu. Și eu sunt vinovat și împărțesc aceeași pedeapsă cu acelui rău. Chiar dacă fapta mea este justificată de dorința de a aduce dreptate, omule bun, Doamne, dar eu am făcut lucrul ăsta ca să aduc dreptate, că am văzut că tu 2 ani, 3 ani de zile omul ăsta a fost s-a satisfăcut, a fost în toate țările și s-a odihnit și eu aici am clocotit în mine, când l-am văzut am vrut să fac dreptate. Cum de nu ești mulțumit de dreptate pe care am făcut-o eu? Nu. Tu nu-i cunoști toate motivele lui. Eu, ca și om, nu am nicio autoritate să mă răzbun pe cel rău. Căci dacă mă răzbun, automat cad și eu sub aceeași penalizare. Motivul pentru care Domnul cere să nu te mâni pe cel rău și să nu privești cu jin la cei ce fac răul, este ca să-i dai lui posibilitatea să facă dreptate. S-ar putea să spui, Doamne, s-ar putea să fie ani mulți și să trăiesc cu această persoană lângă mine, s-ar putea să trăiesc 10 de ani și dreptatea să nu fie. S-ar putea. Dar motivul pentru care Dumnezeu cere să nu te mâni este ca să lași pe El să aducă această rezolvare. El știe viața celui rău, El știe ce l-a făcut pe om rău, El știe cum să-l oprească ca să facă răul, El știe ce l-a adus pe acel om să facă răul, El știe motivul răul și cel mai important, El știe știe câștigul pe care îl are cel rău din răutatea lui. Dar cel mai important lucru e că El știe detalii care mie îmi sunt necunoscute. El știe ceva mai mult decât mine. De ce mie mi-e interzice să mă mâni pe cel rău? De ce mie mi-e interzice să mă uit cu jind și să vreau să mă răzbun pe acel om? Știu prea puține ca să pot să mă răzbun cu adevărat, autentic. Dar mai mult decât atât, fraților, El poate schimba inima celui rău. Și s-ar putea în inima noastră să fie acum o revoltă. Cum, Doamne, acum să schimbi inima? Uite la ce a făcut. Vrei să și-l mai schimbi, să-l aduci la pocăință? Dumnezeu poate face acest lucru. Dar și în caz că omul rău, am spus că Dumnezeu toate aceste lucruri le cunoaște. Și în caz că omul rău alege să-și împedrească inima și prin anumite circumstanțe ajunge în final pe patul de moarte și moare, știți care este vestea? Nici nu ce să spun, este o veste bună sau este mai puțin bună? Frații și surori, vestea bună este că dacă acel om cumva să își împetrește inima și nu vrea să asculte de cuvântul Domnului, nu se întoarce la Domnul și își împetrește inima o dată, două, trei, șase ori și apoi Dumnezeu îi împetrește și ajunge la moarte, tu vei fi bucuros. Și de ce? Pentru că nu vei avea mâinile murdare. Și vei putea ști clar că Dumnezeu a făcut dreptate până în final. Nu vei purta nicio vină. Cineva spunea și sunt foarte de acord cu ceea ce a spus el. Este una când eu iau viața unui om și când Dumnezeu ia viața unui om. Dacă eu iau viața unui om înapoi, nu o mai pot restaura. Când însă Dumnezeu ia viața unui om, El o ia la momentul cel mai potrivit și o ia viața cel ce poate sau ce o poate restaura. E mare diferență, nu? Atunci când tu te răzbuni și atunci când Dumnezeu se răzbună. E un atunci când tu aduci dreptate și un alt lucru atunci când eu încerc să aduc dreptate. Eu aduc dreptate dintr-un mod atât de obscur, atât de limitat în informații. Eu nu-i cunosc inima omului, dar Dumnezeu când aduce dreptate, El aduce dreptate, fiindcă știe cauza ce l-a motivat pe acel om, El știe absolut totul și dreptatea lui, fraților, întrece totul în final. Este cea mai bună.
De aceea și apelul din versetul 3 până la 6 sună atât de lin și calm și încurajator pentru noi când spune: încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească, dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Fraților, versetul 6 poate să te descrie pe tine, versetul 6 poate să mă descrie pe mine. Atunci când tu și cu mine ascultăm de îndemnul din versetul 1. Ai înțeles? Versetul 6 te poate descrie pe tine. El va face să strălucească de dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Dar te poate descrie pe tine versetul 6 numai dacă tu aprigi versetul 1. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jin la cei ce fac răul. Nu căuta tu răzbunarea. Nici măcar nu te mânia. Știu că este greu acest îndemn. Dacă aș fi ales să nu iau aminte la versetul 1, s-ar fi împlinit față de mine versetul 2. Și puteți simți diferența mare dintre aceste două versete. Citim: căci sunt cosiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeața, descrierea celor răi. Dar ascultați descrierea celor care îl lasă pe Dumnezeu să se răzbune și să facă dreptatea. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Înțelegeți de ce acum Martin Luther a intitulat acest psalm: aici este răbdarea sfinților. Pentru că s-ar putea Dumnezeu să facă dreptate într-un span, într-un interval de 2 ani de când s-a făcut răul față de tine, sau când tu ai văzut cu ochii tăi răul că s-a făcut, Dumnezeu să facă dreptate în 2 ani, într-un an, într-o lună, 5 luni, sau s-ar putea să facă după 20 de ani dreptate. De ce este intitulat de către Martin Luther: aici este răbdarea sfinților. Rabda așteaptă, dar în final Dumnezeu va duce dreptate. Îl vezi pe un om bogat, prosper și rău? Nu te bucura? Nu te întrista? Iarba, țăranul când a venit să o taie cu coasa? Când este cea mai frumoasă? Când este cea mai frumoasă? Omul rău, prosper, este tăiat ca iarba când? Când se vede în picul puterei lui, în picul răului lui. Atunci Dumnezeu vine și îl taie. Lasă-l pe Dumnezeu să se răzbune, nu te răzbuna, nici nu te mânia și nici măcar nu privi cu jind. Lasă-l pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să o punem și să o aplicăm în viața noastră. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la sfârșitul orei de rugăciune din această seară. Te rugăm, Părinte, Doamne. Așa este, Doamne Iisus, îți mulțumesc. Amin. Te rugăm, Părinte, Doamne, să binecuvântezi pe fratele meu. Te rugăm, Doamne. Condu-l tu cu mâna ta, păzește-l tău, Doamne. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc și eu pentru popasul acesta de seară și mulțumim pentru cuvântul pe care l-am auzit. Nu știm de ce trebuie să auzim aceste cuvinte, însă știm că viețile noastre au nevoie de cuvântul Tău, așa cum are cerbul nevoie de apă, Doamne, și alergăm la cuvântul Tău care ne îndrumă, ne îndreaptă,
ne arată calea pe care trebuie să mergem. Și în această seară, mă rog, în viețile noastre să potolești orice duh de mânie, orice duh de, care își caută să-și facă dreptate singur. Putem să nu dorim răul nimănui, Doamne. Pune în inimile noastre bunătatea care vine din cerul Tău, care vine din Tine, Doamne Iisuse. Bunătatea care și-a arătat, care a fost arătată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim frumos că și la acest serviciu de seară prezența Ta este aici, Doamne. Cuvântul Tău fiind în mijlocul nostru, din nou va bate la inimile noastre, la ușa inimilor noastre și dorește ca să fie deschise aceste uși, astfel cuvântul să intre, să pătrunde, să curățească, Doamne, în acele locuri ascunse, în care numai noi știm, ce se ascunde. Te rugăm, Doamne, să nu ne lași, să plecăm acasă așa cum am venit, ci, Doamne, să produc schimbare în noi. Ajută-ne ca, auzind cuvântul Tău, nu doar să-L auzim, dar să-L ascultăm și să-L primim în viețile noastre. Potolește orice duh care este împotrivitor, Doamne, împotriva cuvântului Tău, împotriva lucrării Tale, Doamne, și te rugăm frumos, condu-ne Tu pe mai departe, fii cu mama în ziua de mâine. În mod special, Doamne, știu, Doamne, că Tu ești în control, pentru că Tu ești Cel care ai dat viața și ești Cel care ești în controlul vieților noastre. Însă pentru că mâine, pentru ea este un te rugăm, timp mai deosebit, Doamne, în acel timp te rog să duci pacea Ta, liniștea Ta. Te rugăm. Să lași ca doctorul sau doctorii sau cei care sunt acolo și care se vor apropia de trupul lui, Doamne, să fie călăuziți și ei de Tine. Noi ne rugăm și cerem prezența Ta și acolo. Știm că ești în control astfel încât nimic, dacă Tu intervii, Doamne, nimic nu trebuie să facă. Însă dacă Tu îngădui ca cineva să treacă prin suferință, este pentru un scop, Doamne. Ajută-ne ca să înțelegem scopul acesta. Te rugăm, să ne închinăm viețile noastre înaintea voii Tale, o voie care de multe ori nu o înțelegem, însă care este bună, plăcută și desăvârșită. Și pe mai departe cu noi, Doamne, acest serviciu, săptămâna nouă în care intrăm în fața atâtor necunoscute, Doamne, te rugăm frumos să ne dai înțelepciune prin Duhul Tău cel Sfânt, să facem decizii corecte, decizii după cuvântul Tău. Ajută-ne să fim un exemplu în fața copiilor noștri. Adu mântuirea Ta în familiile noastre, Doamne. Lasă ca viețile acestor copii să fie schimbate prin cuvântul Tău, singurul care poate să aducă mântuirea. Lasă Duhul Tău cel Sfânt peste noi, în inimile noastre, în mijlocul bisericii Tale. Și îți mulțumim că vei face lucrul acesta pentru slava și gloria numelui Tău în veci. Amin. Amin. Ajută-ne, te rugăm, tânduiește-ne putere. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. Amin.
glorie ție, Doamne. Amin, te rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, venim cu mulțumire înaintea Ta și în aceste clipe de rugăciune, mulțumindu-ți, Doamne, că Tu ne îndemni la lucruri care pentru omul firesc s-ar părea că oprești să se facă dreptatea din punctul nostru de vedere, dar, Doamne Iisuse, de fapt ne depărtezi de rău, de un rău și mai mare atunci când ne spui să nu ne mâniem, fiindcă mânia care nu este calmată poate duce la niște planuri, a niște răutăți mai mari decât cel care a comis inițial răul. Îți mulțumesc că te gândești la noi, îți mulțumesc, Doamne, că peste veacuri cuvântul Tău are putere în inima noastră transformatoare și ne calmează, ne liniștește inima, ne depărtează de rău. Mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu ne oprești chiar la momentul mâniei noastre, atunci când suntem în furie, suntem mâniați, Tu ne spui să nu ne mâniem și să nu privim, să nu căutăm, să ne răzbunăm pe cei care au făcut răul. Este greu să percepem acest lucru, de ce oprești acest lucru, dar este spre binele nostru și chiar dacă dreptatea Ta va fi peste ani de zile de când s-a comis un rău, Doamne, ne credem în Tine că Tu vei aduce dreptatea în final și atâta minciună este în această societate încât omul credincios, încât omul neprihănit aproape că dă mâinile jos. Mărește-ne credința, Doamne, și ajută-ne să așteptăm de la Tine orice rezolvare. Ajută-ne să aplicăm aceste cuvinte care le găsim în Psalmul 37, să ne credem în Domnul și să facem binele, să locuim în țară și să umblăm în credincioșie, să fii Tu desfătarea noastră și promisiunea Ta este că Tu ne vei da tot ce ne dorește inima. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să ne încredințăm soarta în mâna Ta. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să ne încredem în Tine, știind, conform cuvântului Tău, Tu vei lucra. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu vei răspunde dorințelor adânci ale inimilor noastre. La fel te rugăm, Doamne Iisuse, la acest timp de rugăciune și pentru cei care sunt bolnavi, Doamne, pentru cei care sunt slăbiți în trupurile lor, pentru cei peste care a dat boala, poate la un moment nepotrivit, dar din punctul Tău de vedere, Doamne, pe Tine nimic nu Te ia prin surprindere. În providența Ta Tu permiți aceste lucruri, le permiți spre binele nostru, ne vrei căliți, ne vrei curați, ca un aur curat care a trecut prin foc, un aur încercat. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru cei care vor trece prin cabinetul medicului, în special pentru sora Agata. Tu trebuie să o întărești, Doamne Iisuse. Mergi Tu înaintea ei și nu știm, Doamne Iisuse, ce să cerem decât ca voia Ta să se împlinească în viața ei, în viața familiei ei. Ne rugăm, Doamne Iisuse, și pentru fratele Vasile, ca Tu la această vârstă să-L întărești, Doamne bun. Și de atâția ani cerem de la Tine vindecare și cunoști inima dânsului, sinceritatea inimii lui și sinceritatea rugăciunilor lui. Cere de atâta timp vindecare trupească. Doamne, privește spre robul Tău și
în sinceritatea inimii lui, răspunde rugăciunilor lor, dar voia ta să se întâmple în primul rând. Domnul Iisus, să cerem și pentru alți frați și surori care sunt depărtați sau apropiați de țară. Te rugăm, Domnul Iisus, ca Tu să îl păzești pe frate Timotei în drum spre America. Mi-am rugat și l-am pus în mâna Ta atunci când a plecat din Statele Unite în România. Acum te rugăm, Doamne Iisuse, să fii cu el acolo, în România, și amin, drumul lui spre America, să-l binecuvintezi, ca să ne putem întâlni din nou aici, în casa Ta, amin, să ne putem îmbrățișa și împreună să lăudăm numele Tău. Ne rugăm și pentru alte familii, Doamne, care lipsesc de la casa Ta. Doamne, bun și milostiv, bate la inima fiecăruia care a fost, care a lipsit de mult timp sau de mai puțin timp, Doamne Iisuse, îndreaptă-le pașii spre casa Ta, ca împreună să putem să ne întărim în cuvântul Tău, să ne întărim putere, să dăm mână cu mână, știind că suntem într-o lume în care cel rău este afară, dar Tu ne îndemn, Doamne Iisuse, și biserica este chemată dinăuntru spre afară, în societate, Doamne Iisuse, mărește-ne puterea. Mărește-ne puterea și cantitativ și calitativ. Amin. Știm, Doamne, că Tu poți face acest lucru și cerem de la Tine cu o inimă sinceră, Doamne. Te rugăm, Doamne. Avem nevoie de ajutorul Tău. Avem nevoie de oameni care să lucreze spre slavă și glorie. Amin. Avem nevoie de putere ca să răspândim Evanghelia. Amin. Trimite Tu ajutorul aici. Amin. Adu-Tu oamenii potriviți aici în casa Ta. Eu nu am putere suficientă. Nu am putere să conving. Sunt slab. Dar Tu, Doamne, ai puterea să convingi, Tu, Doamne, ai puterea să transformi inimi și să readuci aici și să mărești, să lărgești împărăția Ta. Nu cerem pentru slava noastră, nu suntem robi nevrednici. Cerem, Doamne Iisus, aceste lucruri spre slava și gloria numelui Tău. Cerem aceste lucruri în numele drag și scump al Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locul, frații și surori. Să mă lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi copiii vor slăbi pe Domnul prin versete. Fraților, credința noastră s-o păzim. Credința noastră s-o păzim, de pe drumul crucii să nu rătăcim, de pe calea dreaptă să nu dăm înapoi, facă Domnul ce-o vrea să facă cu noi. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul Iisus să murim. A noastră cetate nu e pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. A noastră cetate nu e pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. Nu ne este frică chiar și de dușman, mergem cu îndrăzneală înspre Canaan. În credința noastră suntem neclintiți, Avram și Iacov, ai noștri părinți.
cetate nu e pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. A noastră cetate nu e pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. Dacă ne va închide ca pe Daniel, ne va scăpa Domnul, Sfânt Emanuel. Și în orice încercare El va fi cu noi, ne face scăpare din orice nevoi. Suntem gata ca să ne jertfim, noastră cetate nu e pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. A noastră cetate nu e pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. Este timpul când copiii participă în program prin recitarea versetelor, versete care din nou le aduc aminte pe data de 3 octombrie la serviciul de seară, la un astfel de serviciu ca și acesta din seara aceasta, vor spune cele 15 versete, pentru care desigur vor fi remunerați. Și dacă cineva nu este în stare să le spune deodată pe 15, pentru că este o cantitate mare, este un număr mare de versete și vrea să le împartă în două, este binevenit, dar cu promisiunea că a doua duminică le va spune pe celelalte rest. Așadar, dragi copii, este timpul vostru când participați în program. Psalm 103, verse 13 and 14. A father is tender and kind to his children. In the same way, the Lord is kind and tender to those who have respect to him. He knows what we are made out of. He remembers that we are made out of dust. Amen. Amen. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and the earth and darkness. And darkness was on the On the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Genesis 1, verse 2. Amen. Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie despătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Amin. Psalmul 37, versetul 3 și 4. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Textul din care a fost predicat. Psalm 136, verse 1, 2, and 3. Give thanks to the Lord because He is good. His faithful love continues forever. Give thanks to the greatest God of all. His faithful love continues forever. Give thanks to the powerful Lord of all. His faithful love continues forever. Amen. Amen. The
Then I will go to the altar of God. I will go to God. He is my joy and my delight. I will praise him. I will praise him with the lyre. My spirit, why are you so sad? Why are you so upset deep down inside me? Put your hope in God. Psalms 43, verse 4 and 5. Amen. Amen. Kampli ves çalo lila luklaya mani lotale luna şi stelele bekale life kut imzik çe yeste omul kasa gândeştin yel şi fil omului Casa Baden Siama. Amen. 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 Psalm 66, versetele 3, 4 și 5. Ziceți lui Dumnezeu, câte înfricoșați sunt lucrările tale, din pricina mărimii puterii tale, vrășmașii tăi te lingușesc. Tot pământul se închine înaintea ta și cântă în cinstea ta, cântă numelui tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu, câte înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Gloria Domnului, mulțumim, dragi copii, pentru cuvintele de încurajare, cuvinte care sunt cuvintele Domnului și ce vrem să auzim aici în casa lor mai mult decât cuvintele Lui, spuse mai ales prin vorba copiilor. Chiar aseară cineva ne-a vizitat și știu, înțeleg acest lucru, este o realitate pe care o trăim în biserica. Uneori suntem plictisiți de aceleași voci. Și iată că nu vă plictisiți, dragă biserică, fiindcă mai sunt și alți copii care vă vorbesc cuvântul Domnului și cu voce de copil, nu doar voce de bariton, vocea mea, care uneori e bâlbâită. Aceea e slăvit să fie Domnul și pentru acești copii care vestesc cuvântul Domnului de aici din față și nu se rușinează de acest lucru. Aș vrea acum, în timpul unei cântări, să ne închinăm cu tare noastră de bunăvoie, apoi îl voi invita pe fratele Cosmin. Dimineața a făcut introducere, mă rog ca timpul acesta să fie un timp productiv și pentru el și pentru noi, timp în care se roșească să ne prezinte cuvântul Domnului. Ultima biserică, biserica din Laodiceea, Domnul să ne ajute aceasta. Amin. Amin.
Mărit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm, aș vrea să citim încă o dată textul de azi dimineață, să ne împrospătăm memoria cu textul acesta frumos, scrisoarea aceasta, diagnostic pe care Domnul Iisus a trimis-o ultimei biserici din Apocalipsa, și anume la Laodicea. Apocalipsa 3, de la versetul 14 până la 22. După citire, aș vrea ca o persoană îndemnată de cuvânt și de Duhul lui Dumnezeu să ceară înțelepciune și putere peste acest cuvânt. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușina goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Haideți să venim în rugăciune, o persoană care este îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să ceară binecuvântare. Părinte Ceres, mă chin înaintea ta cu bucurie, pentru că tu ne iubești cu adevărat. Pentru că suntem aici, în prezența cuvântului tău, e dovada celui mai mare dragoste, pentru că nimic n-ar putea schimba viața noastră de păcat, decât cuvântul tău cel sfânt și adevărat. Pentru asta îți mulțumesc din tot sufletul. Amin. Puterea dragostei tale să răzbate, chiar dacă mesajul către această biserică este aspru și dur. Doamne, te rog din toată inima să faci ca biserica Emanuel, noi toți care suntem prezenți în seara aceasta aici, să fim aceia care ne pocăim cu adevărat. Amin. Ca să avem parte de chemarea ta, ca să putem fi biruitori și în final să ne întâlnim cu Domnul și Mântuitorul nostru. Amin. Amin, Doamne, te rugăm. Tot ce nu este potrivit cu voia ta. În acest îndură-te, Doamne Iisus. Sfințește, Doamne, viețile noastre. În puterea Domnului Iisus. Te rog, Doamne Iisus, să lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt. Care ne pune într-o stare după voia ta. Astfel ca nădejdea noastră în răpire să nu fie zadarnică. Amin. Îți mulțumesc că vei întări și pe costă. Te rog, Doamne Iisus. Îl vei lumina și îl vei auzi. Ajută-mă, ajuta Doamne. Ca ceea ce predică să trăiască. Ajută-mă, Doamne. Și pe noi la fel. Ajută-mă, Doamne. Să nu fim lipsiți de dragostea ta. Fie în numele Tatălui și al Domnului Iisus, slăvit și onorat prin Duhul lui cel Sfânt. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sigur că așa cum am auzit în rugăciune, lupta cea mai mare pentru noi este nu să predicăm, nu să spunem altora, ci înșine noi să împlinim. Așa-i? De cântat putem cânta, de dat îndemnuri putem da, de predicat putem predica, dar lupta cea mai mare pentru fiecare dintre noi se dă la aplicare. De aceea, așa cum am spus azi dimineață, și pentru această biserică și pentru noi, imperativul Domnului Iisus Hristos, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhului, se aplică pentru fiecare mai mult ca niciodată. Problema, și n-am spus azi dimineață aici, problema este problema pe care o avem fiecare dintre noi, că Duhul Sfânt vorbește, dar oamenii nu iau seama și nu ascultă vocea Lui. Astfel s-ar fi evitat decăderea bisericii. Din păcate, frați și surori, nu este de așteptat o restaurare colectivă a bisericii,
De aceea, nu știu dacă ați observat, de la Tiatira în special, putem să observăm că această restaurare colectivă dispare. Ce se accentuează permanent și serios este responsabilitatea personală. În fiecare din aceste scrisori, de la Tiatira încoace, se vorbește de o rămășiță, de un grup de oameni. Restaurare personală. Nu știu dacă putem să luăm în serios lucrul acesta, dar cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi vrea ca cercetarea să fie personală, schimbarea personală, pocăință personală. Mă gândeam ca să repet câteva lucruri, aș vrea de fapt să conversăm puțin, pentru că ora e târzie, este și cântarea, ora e târzie, noi am isprăvit. Și cântarea este foarte reală și adevărată pentru fiecare dintre noi. Se spune că oamenii care, și mă bucur pentru copii, că memorează versete, chiar îi spuneam la Gabi aseară, oamenii care memorează mult, să știți că dacă memorați mult, lucruri bune, bineînțeles, să știți că la bătrânețe nu faceți Alzheimer. Nu știu, poate n-ați reacționat așa puternic, dar poate că vă gândiți că nu ajungeți la bătrânețe, dar nu știm câte zile ne dă Domnul, dar dacă ajungem la bătrânețe, vreau să spun că nu faceți Alzheimer dacă memorați. Haideți să memorăm lucruri bune, cuvântul Domnului. Vreau să vă întreb, azi dimineață vorbeam de la Laodiceea, care este titlul acestei biserici sau cum mai putem numi această biserică? Laodiceea, de aici vă rog cineva. Cum? Îndrăzniți, vă rog că nu se înregistrează, nu? Sau se înregistrează. Cum mai numim biserica din Laodiceea? Biserica? Biserica fără Hristos. Uite că ați ținut minte. Face sens lucrul acesta? Face sens lucrul acesta? Adică o biserică creștină, care a trebuit să fie cristocentrică, ajunge o biserică fără Hristos. Din câte vedem aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 20, iată, eu stau la ușă și bat. Se pare că Domnul Iisus Hristos a fost politicos invitat să iasă afară din biserică. Pentru că biserica avea programele ei, avea agenda ei și așa mai departe. Vreau să-mi spună cineva, dacă ați reținut, sunt multe lucruri care le-am spus azi dimineață și eu mă chinui să le rețin și asta le spuneam că mi-ar place să-mi memorez mesajele și unele, fiindcă sunt așa de multe informații, unele chiar îmi scapă, de aceea le și scriu și le și citesc. Dar vreau să vă întreb, ce am învățat azi dimineață că înseamnă cineva din partea dreaptă? Ce înseamnă Laodiceea? Ce înseamnă acest cuvânt Laodiceea? Pentru că Laodiceea n-a fost aleasă la întâmplare în a fi scrisoarea a șaptea care să reprezinte postmodernismul, modernismul și postmodernismul. Ce înseamnă Laodiceea? Păi spuneți-mi-le care sunt alea. Am înțeles că sunt mai multe lucruri, dar care sunt alea? Unui drepturile omului, ești din partea stângă, dar ești păstor și te iertăm. Cum? Democrație, da. Toleranță, da. Gabi, tu ai spus voia poporului? Da. Deci sunt toate acestea, voia poporului, dreptatea poporului, voința celor mulți și care l-a spus fratele Eduard, nu se poate asta să-l uiți vreodată. Eu nu s-o-l uit niciodată. Biserica din Laodiceea înseamnă drepturile omului. Drepturile omului, Laodiceea, drepturile omului. Adică și-au cerut oamenii drepturile și chiar au dorit să le fie date. Așa cum s-a spus înainte, acest nume semnifică democrație în care fiecare este liber să trăiască și să facă cum îl duce pe el mintea. Cam asta este Laodiceea. Laodiceea și aș vrea acest lucru, de fapt mi-am și scris cu litere groase, pentru că sunt lucruri care eu personal vreau să-mi aduc aminte de ele. Deci Laodiceea înseamnă justiție umană, dreptate umană și m-am gândit de multe ori, oare chiar așa naivi să fie oamenii să creadă că există o justiție, o dreptate a omului? Oare chiar atâta de întunecat să fii eu să cred că există o dreptate a omului? Dar eu mă uit în viața mea. Vreau să vă întreb pe voi, voi în viața voastră ați făcut nedreptăți? Ați judecat strâmb vreodată? Da? Atunci, cum am avea pretenția ca să existe o justiție umană, o dreptate umană? Vedeți, aici se blochează toate lucrurile, aici se strică toate lucrurile. Și mi-am și notat, din punctul ăsta de vedere, justiția aceasta umană, dreptatea aceasta umană a vrut să fie făcută, de fapt, fără Dumnezeu.
Teocrația, am spus azi dimineață, sau conducerea divină, nu a mai fost luată în calcul. Dimpotrivă, focusul era conducerea umană. Și m-am adus aminte cu secole înainte de secolul 20, secolul 18, și am și predicat de acolo, umanismul a prins putere. Vă aduceți aminte? Toate picturile erau despre om. Femeia în toată frumusețea ei, bărbatul în toată frumusețea ei, au ajuns să pună picturi cu trupuri dezbrăcate, să arate perfecțiunea trupurilor umane pe pereții bisericilor. În acest umanism, această nebunie în care în centrul gândirii, în centrul mentalității noastre, este omul și nu mai există Dumnezeu. Și am spus azi dimineață că, din păcate, aceste lucruri s-au reflectat și s-au văzut și în biserică, adică în sfera religioasă, și n-au rămas doar în sfera laică, în sfera socială. Aș vrea să citesc lucrurile acestea, pentru că cred că e bine ca să rămână întiperite în mintea noastră, că din punctul acesta de vedere, din punctul de vedere istoric sau profetic, Laodiceea, cum am spus, reprezintă biserica modernă și postmodernă. În această etapă istorică, și aici vreau să ne gândim, să vă aduceți aminte, să vă gândiți în timpul săptămânii, teologia liberală, am spus aici că s-a năpustit asupra Bibliei și a declarat-o un produs al istoriei. Înainte, Biblia aducea un respect. Când intrai cu Biblia, mă aduc aminte că și creștinii înainte umblau cu Biblia pe stradă. Era un respect pe care oamenii îl dădeau și oamenii, era un semn, un simbol a ceva, însemna ceva. Nu mai înseamnă nimic. În secolul acesta. S-a năpustit teologia aceasta liberală asupra Bibliei, a declarat-o cum a declarat-o, un rezultat al minții omenești și mai departe, mai mult decât atât, Hristos, Domnul Hristos, care și-a dat viața pentru noi, a fost dezbrăcat de dumnezeirea sa. Iisus Hristos este doar un profet, o persoană, un învățător, un rabuni, un rabbi. Acesta a devenit în fața oamenilor și în multe din biserici, pentru că dacă n-ar fi așa, Hristos ar fi încă în centrul închinărilor noastre. A fost Hristos dezbrăcat de dumnezeire, minunile descrise de Biblie au fost schimbate în evenimente înțelese greșit și înregistrate deformat. Adică tot ceea ce părinții noștri, bunicii noștri, lucruri cu care ei au crescut, faptul că au crezut că Dumnezeu poate să intervină în viața cuiva, nu doar la mântuire, sigur că la mântuire e cel mai important, dar și la vindecare și în oricare altă problemă a vieții, au devenit lucruri banale. Au devenit lucruri pentru care creștinii adevărați au fost considerați medievali, înapoiați și învechiți. Am spus azi dimineață că biserica nu mai pune accent pe învățătura Bibliei, biserica din Laodiceea și biserica secolului 20-21. Învățătura Bibliei este ceva la care nu se mai gândește biserica, ci accentul este pus tot mai mult pe știință, filozofie, sociologie, psihologie și așa mai departe. Este o perioadă în care sfințenia și evlavia închinării, m-am gândit adânc la lucrul ăsta, perioada în care sfințenia și evlavia închinării înaintea lui Dumnezeu a fost înlocuită cu spectacolul. M-am uitat acum o săptămână, de fapt, cred că ți-am arătat, Gabi, acasă, o echipă de praise and worship, care erau în față cu femei în față, surori, fete, nu știu ce erau, cu blugi rupți. Dar blugi, știți cum rupți, adică rupți. Cum poți să-ți permiți așa? Cum ne permitem lucrul acesta? Adică sunt lucruri care depășesc orice înțelegere. Evlavia, în închinarea lui Dumnezeu, a fost înlocuită cu spectacolul. Disciplină bisericească, nici să nu mai vorbim. Complet eliminată. Și aici s-a folosit cuvântul toleranță și vă spuneam azi dimineața că mă zgârie pe creier cuvântul ăsta de toleranță, un cuvânt frumos în sensul, în felul lui, toleranță. Dar a fost schimbat urât. Case de toleranță, ți-au zis cuvintele astea, toleranța cu privire la LGBTQ și așa mai departe. Dar să nu rămânem aici. Că toleranța este și la păcatele noastre pe care noi le considerăm ok. Chiar dacă nu suntem gay, chiar dacă nu suntem curvari sau stricați, poate că avem noi lucrurile în viața noastră care nu sunt ok și avem toleranță și cerem toleranță și pentru lucrurile acelea. Iată biserica din Laodiceea, o biserică, cum am spus azi dimineață, fără Hristos sau biserică apostată. Da? Biserica îl ține pe Hristos afară. Ne-am uitat
la autorul scrisorii și la minunatele nume pe care Domnului Hristos și le dă, acela de Amin, martor credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Nu vreau să mai repet lucrurile acestea, cu toate că sunt frumoase. Vreau să trec mai departe. În seara aceasta, condamnarea Domnului. Am spus că nu are Domnul niciun cuvânt de laudă pentru această biserică. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ar place niciodată să nu vă laude cineva. V-ar place niciodată să nu vă spună, băi, ești ok, sau ai făcut un lucru bun. Nu cred. Nu cred. Dar biserica aceasta este biserica căreia Domnul Iisus, pentru care Domnul Iisus nu are niciun cuvânt de apreciere. Oare să nu fi făcut această biserică nimic bun? Nimic care Domnul să fie apreciat? Se pare că nu. Condamnarea Domnului Iisus Hristos conform acestei scrisori se bazează pe două lucruri și de fapt pe practicarea unei stări de ignoranță și indiferență și de mândrie personală pe care această biserică a avut-o. Și aș vrea să ne uităm, de fapt să despicăm aici firul 4, așa cum zice românul, să despicăm puțin firul 4, că e foarte important să înțelegem care a fost această stare de ignoranță și de indiferență și de mândrie sau glorificare personală a acestei biserici. Aș vrea să ne uităm, pentru aceasta vreau să ne uităm la versetul 15. Versetul 15 din Apocalipsa 3 spune, și sunt cuvintele Domnului Hristos cu privire la această biserică, condamnarea lui, prima condamnare, și spune, tu nu ești nici rece, nici în cloco, ci versetul 16 este clară starea pe care Domnul Iisus o vede acolo în această biserică. Ești căldicel. Dragii mei, acest căldicel este nimic altceva decât indiferența față de Domnul și față de cuvântul lui. Și aici, cuvântul lui Dumnezeu și scrisoarea aceasta este foarte rapid ca să ne spună care sunt repercursiunile. Ce aduce această stare de ignoranță în viața bisericii și în viața mea și a ta? Uitați ce spune versetul 16. Am să te vărs din gura mea, am să te vomit, spune în original, am să te vomit din gura mea. Și eu m-am uitat puțin cu acest căldicel, pentru că v-am spus că cuvintele lui Dumnezeu în Scriptură, nici unul dintre ele nu sunt așezate la voia întâmplării. Orice cuvânt are o semnificație, un sens. Și vreau să vă spun că acest căldicel a fost folosit de Domnul Iisus pentru că a vrut să vorbească limba laodicenilor. Limba laodicenilor, în limba lor, pe înțelesul lor, acest căldicel a făcut un sens extraordinar. Și anume, se pare, citind istoria acestui oraș, că problema cea mai mare a orașului, da, noi am vorbit de problema lor, a bogăției, a mândriei lor, a luxului și mai departe, dar problema lor cu care se luptau în fiecare zi a fost apa. Problema lor a fost apa și se pare că n-aveau apă rece și n-aveau apă caldă. N-aveau atunci boilere și instalații de încălzire cum avem noi acum. Și aduceau apa din orașe adiacente. Aduceau apa rece de la Colose și apa caldă de la un oraș numit Hierapolis. Nu contează numele acestea. Dar contează ideea. Este copleșitor ca să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos că vorbește limbajul acestor oameni ca ei să înțeleagă de fapt starea în care ei erau. Putea să le spună, măi ignoranților, măi îngânfaților, măi oamenilor care nu aveți nicio treabă cu Hristos. N-ar fi înțeles oamenii aceștia. Le spune, măi căldiceilor, ce se întâmpla cu această apă? Se spune că această apă din Colose și din Hierapolis era adusă de conducte ceramice, de mile, de maile întregi. Apa rece, bună de băut, și apa fierbinte, care era de dorit pentru vindecare, băi termale. Când ajungea de cele mai multe ori apa în Laodicea, ajungea apa căldicea. Și apa nu mai era bună nici de băut, o scuipau oamenii afară, nu mai era bună nici pentru băi termale, pentru vindecare, o aruncau pe pământ. Și mi-am dat seama, încă o dată, citind lucrurile acestea, cuvântul lui Dumnezeu nu este o născocire, pentru că nici unul dintre noi, nici cei mai mari savanți, n-ar fi putut născoci lucrurile acestea. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, este adevărat și este pătrunzător ca să vezi că în controlul lui sunt toate lucrurile. Deci, ești căldicel la Odiseea, ai o ignoranță și o indiferență față de Hristos și față de cuvântul meu. Ai grijă că te vărs din gura mea. Prima condamnare a Domnului Iisus Hristos. A doua este condamnarea cu privire la starea de mândrie și glorificare personală. Dragii mei, aici când am citit că scrie în versetul 17, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Vreau să vă întreb, oare a existat vreodată în viața noastră
un gând de mândrie și de glorificare personală? În viața mea a existat. În viața ta a existat? Când te-ai uitat la tine și zici, măi, câte am putut să fac? Măi, câte am? Și citind lucrul acesta, mi-am dat seama că Dumnezeu urăște această stare, o condamnă. Și bineînțeles că nu poți să citești și să nu te pocăiești de starea aceasta. Dar versetul acesta 17, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, nu înseamnă altceva decât ridicarea staturii umane mai presus de Dumnezeu și trăirea unei vieți autosuficiente și independente de Creator. Ne-a creat Dumnezeu să depindem de El, să dorim dependența de El. Și totuși avem momente în viața noastră când ne ridicăm capul și dorim această independență de Creatorul nostru. Ridicăm capul nostru și dorim ca statura noastră umană să fie mai presus de Dumnezeu. Dar aici condamnarea lui Hristos apare tăios și just. Ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Iată ce contrast. Și m-am gândit, ignoranța aceasta, indiferența aceasta, mândria și glorificarea aceasta personală pe care o avea biserica Laodicea, erau stări pe care ei le-au provocat. În ochii lor ei erau ok. În ochii lor aceste stări erau normale. Cum să nu mă uit la mine la ce am realizat? Cum să nu mă bat singur pe umăr? Cum să nu spun, good job, ai făcut ceva? Și totuși, în ochii lui Dumnezeu, sunt două lucruri total opuse, sunt în contrasens cu ideologia lui Dumnezeu. Am să te vărs din gura mea și uite-te, tu nu știi că ești, crezi că ești bogat, dar tu ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dacă am rămâne numai acolo, lucrurile ar sta foarte trist. Observăm în cuvântul lui Dumnezeu, în Apocalipsa 3:18, că Domnul Iisus dă un sfat pentru ca aceste probleme din biserică să fie rezolvate. M-am gândit de multe ori la starea mea, m-am gândit citind acest text, m-am gândit la starea mea și m-am gândit de multe ori cât de multe ori Dumnezeu mi-a dat a doua, a treia, a patra, a cincea șansă. Ți-a dat-o și ție? Ți-a dat-o? Păi ne-a dat-o și încă ne-o mai dă. Faptul că suntem aici în seara aceasta, faptul că putem să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem experiența bisericii din Laodicea nu este altceva decât harul și bunătatea lui Dumnezeu. Să ne mai pocăim, să mai înțelegem unde avem probleme în viața noastră. Deci rezolvarea problemelor bisericii din Laodicea se face prin urmarea sfatului dat de Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa 3:18 și vom intra puțin în aceste gânduri pe care Domnul Iisus le pune acolo. Am spus că problema bisericii era starea în care se afla ea, ticăloasă, nenorocită, oarbă și goală, în ciuda faptului că ea se credea bogată și neducând lipsă de nimic. Ciudat, da? Ciudat faptul că noi ne vedem ok și Domnul ne vede, de fapt, complet diferit. Care este sfatul Domnului pentru această biserică și pentru noi? Și aș vrea să ne uităm la trei sfaturi pe care Domnul Hristos le dă acestei biserici. În versetul 18, primul lucru despre care, pe care Domnul sugerează acestei biserici este să cumpere aur curățit prin foc. Să cumpere aur curățit prin foc. Vă spuneam azi dimineață că această localitate, Laodicea, în această localitate erau milionarii vremea aceea și își țineau banii și aurul în băncile de atunci. Cum vii tu, Doamne Iisuse, și ne spui și le spui acestor oameni, cumpără aur curățit prin foc? Acești oameni aveau tot aurul din lume. Dar Domnul le spune și de ce, să cumpere acest aur curățit prin foc și le spune ca să te îmbogățești. Iată sfatul, un sfat al Domnului Hristos pentru ei și pentru noi astăzi. Cumpără aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. O întrebare care automat pentru mine a venit atunci când am citit și am scris gândurile acestea. Cum să cumpăr eu? Cum să plătesc eu ceva lui Dumnezeu? Cu ce aș putea să plătesc? Dacă te-aș întreba pe tine în seara aceasta, spune-mi tu, cu ce ai putea plăti ceva Domnului? Cu ce? Păi nu putem plăti, nu poți să plătești. Și pentru un moment, până am intrat mai adânc în aceste gânduri, mă gândeam, Doamne, nu face sens. Nu face sens să-mi spui tu mie să cumpăr ceva de la tine, că eu n-am cu ce să plătesc. Nici măcar viața mea. Nu înseamnă atât de mult încât să cumpăr ceva de la tine. E, vedeți, Hristos are comorile harului și bogăția cerului la dispoziția sa, așa că condițiile cu care el vinde, în ghilimele, aceste lucruri, acest aur curățit prin foc, sunt stabilite de el. Condițiile sunt stabilite de el, nu de mine. Și uitați condițiile lui, aș vrea să citim împreună Isaia 55:1. În Isaia 55:1, un text foarte, foarte cunoscut, care de fapt ne spune cum vrea Domnul Iisus Hristos să cumpărăm acest aur curățit de lemn. Ia uitați ce text frumos.
voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel care n-are bani. Dar aici chiar nu face sens, Doamne. Și ăla care n-are bani, dar Tu mi-ai spus să cumpăr de la Tine ceva. Da, chiar și cel care n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Iată felul în care funcționează Domnul Iisus Hristos. El, de fapt, nu vrea să cumpărăm nimic de la El. El ni le dă aceste lucruri. Le-a dat și acestei biserici. Aurul acesta curățit prin foc nu arată altceva decât neprihănirea divină. Fără ea, mi-am scris aici, ce mare sărăcie. Cu ea, ce mare bogăție. Și aș vrea să citim Romani 3, 21 cu 22. E așa de frumos descris această neprihănire divină. Romani 3, 21 cu 22. Cuvântul spune așa. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credință în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Amin. Ce înseamnă, dragii mei, textul acesta? Textul acesta îmi spune foarte clar că biserica din Laodicea și-a pierdut credința în Iisus Hristos. Ei nu au mai avut credință în Iisus Hristos. Ce fel de biserică putea să fie aia? Ca în biserică în care credința ta pentru Domnul Iisus Hristos să nu mai existe. Dar sfatul Domnului pentru ei și pentru noi este cumpăr aur curățit prin foc. Adică primește această neprihănire divină prin credința în Domnul Iisus Hristos. Al doilea sfat pe care îl dă Domnul Iisus Hristos bisericii de acolo și nouă astăzi este cumpără haine albe ca să te îmbraci cu ele. În versetul 18. Cumpără haine albe ca să te îmbraci cu ele și le și spune de ce. Ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Aici este din nou, parcă nu face sens. Doamne, Tu le spui acestor oameni, știți că Biserica Adventistă are foarte mulți frați și surori care sunt foarte buni la tăbăcit, la lucrat în piele, sunt meseriași foarte buni. Și mă gândesc că și în această biserică, în biserica din Laodicea, erau oameni care știau câte ceva despre lucrul acesta al îmbrăcăminții. Am spus azi dimineață că la ei se făcea lână neagră, erau faimoși prin lână neagră. Și vine Domnul Hristos în contrast extraordinar, 180 de grade diferit. Vine Domnul Iisus și spune, voi ăștia care sunteți cu lână neagră, cu hainele de lux, hai să vă dau eu haine albe. Lasă lână aia neagră, hai să vă dau eu haine albe. Haine albe, pentru că voi sunteți goi. S-ar fi putut în mintea acestor oameni să se fi ridicat întrebarea așa cum s-a ridicat și mie. Cum? Mie care mă îmbrac? Care mă îmbrac bine, îmi spui că sunt gol? Probabil că și acești frați și surori, în ghilimele să punem, să se fi întrebat, Doamne, dar ce sfat e ăsta? Noi care suntem experți în comerțul, în industria lânei, nouă ne spui că suntem goi și să cumpărăm haine albe? Păi lâna neagră e cea de scumpă, haine albă. Ce-i cu hainele acestea albe? Da, în contradicție cu lâna neagră, pentru hainele de lux, Domnul le spune să cumpere haine albe, pentru că hainele acestea de lux pe care le purtau erau hainele mândriei, dar în același timp erau și hainele goliciunii spirituale. Iată că poți să fii îmbrăcat de la, nu prea știu eu firmele astea, dar poate mă ajutați voi, Neiman Marcus, este un nume din ăsta? Poți să fii îmbrăcat, mai ajutați-vă, poate să spun prostii, nu spun Walmart, ci, dar eu de acolo îmi cumpăr lucruri. Dar poți să porți haine foarte scumpe, da? Poți să te îmbraci foarte scump, extravagant și să crezi că, măi, ce reușit, ce am reușit-o. Și Domnul se uită la tine să spună, dragule, sunt hainele mândriei. Dar, vreau să mai spun ceva, mi-am notat aici, poți să te îmbraci și foarte, foarte cheap, foarte ieftin. Și să crezi despre tine că îmbrăcându-te așa, tu de fapt ești evlavios. O formă de evlavie, o formă de, și ai o formă de smerenie greșită, de fapt e mândrie. Deci să fim atenți la lucrul acesta. Vedeți, hainele înaintea lui Dumnezeu, până la urmă, nu au valoare pentru că ele sunt purtate de oameni, ci valoarea stă în felul în care aceste haine sunt purtate și ideea, mentalitatea din spatele purtării acestor haine. Să nu fiu înțeles greșit. N-aș vrea la Biserica Domnului să vină nimeni cu cum merge la plajă și nici cum merge la parada modei. Da? Hainele albe. Ce sunt aceste haine albe? Și aș vrea să citesc Apocalipsa 7:9.
timpul chiar nu mă ajută. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, iată hainele albe care apar în Apocalipsă din nou cu ramuri de finic în mâini, chiar și pe muntele schimbării la față ni se spune că hainele Domnului Iisus Hristos s-au schimbat, s-au făcut albe. Ce sunt aceste haine? Hainele albe, acestea despre care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici, sunt hainele faptelor drepte ale sfinților primite de la Hristos în procesul mântuirii. Dacă ești un mântuit a Domnului, dacă ești un om care te-a întors la Domnul și ai purtat această haină, ai grijă cum porți această haină. Nu lua nicio haină de lână neagră peste haina aceasta albă. Nu știu dacă mă înțelegi ce spun. Nu lua nicio haină de lână neagră peste această albă pe care ai primit-o atunci când Domnul Hristos te-a mântuit. Ai grijă ce haine pui peste tine. Hainele mândriei n-ar trebui să fie peste niciunul dintre noi, pentru că hainele mândriei sunt hainele goliciunii spirituale. Și al treilea lucru pe care Domnul Hristos îl folosește aici ca sfat pentru biserică, și mi-a plăcut gândul acesta foarte mult, cumpără doctorie pentru ochi. Cumpără doctorie pentru ochi. Fiecare dintre noi avem probleme. De la o vârstă încep să porți a doua pereche, la alții devine tot mai groasă. M-am uitat la un coleg la mine la lucru și chiar l-am întrebat, zic, auzi, zic, parcă ochii tăi, chiar nu m-am dat seama, zic, măi, tu ai așa ochi mic, zice el, dacă lentila e groasă. Deci lentila e groasă, ochii sunt mici. Se pare că acești oameni din biserica din Laodicea aveau probleme mari cu vederea. Dar nu cu vederea fizică, ci cu vederea spirituală. Le spune Domnul Hristos aici, cumpără doctorie pentru ochi în versetul 18 și le și spune de ce. Ca să-ți ungi ochii și să vezi. Să fi fost acești oameni orbi fizic? Nu spune cuvântul Domnului că erau orbi fizic. Și nu cred, pentru că ce erau oameni bogați. Ca să fii bogat trebuie să vezi, să faci decizii, să pui mâna, să câștigi. Nu erau oameni fizic orbi. Referința aceasta, dragi frați și surori, de doctorie pentru ochi, Domnul Iisus din nou o aduce înaintea lor și vorbește limbajul lor exact așa cum ne-a spus de cuvântul căldicel. Măi, voi ăștia care căutați apa disperați și vreți să beți apă rece de la fântână sau să faceți băi vindecătoare și acum apa e căldicea, le-a vorbit pe limba lor. Le vorbește Domnul Iisus Hristos aici pe limba lor despre doctoria pentru ochi. Vă spuneam azi dimineață că în Laodicea era o școală renumită de doctori unde făceau ce alifie. Pentru ochi. Și cum se numea alifia? Hai că dacă știe cineva asta, chiar că nu face Alzheimer. Vă aduceți aminte? Cum se numea alifia? Nu? Am spus-o pe arebe. Da. Pudră frigiană. Și mie m-a trebuit acum să mă gândesc. Nu fac Alzheimer, e good. Da. Deci pudra frigiană. Iată că le vorbește Domnul Hristos aici, referință clară despre sau la renumită alifie pentru ochi, care ajuta la vindecarea bolilor, dar la ce fel de alifie, la ce fel de doctorie se referă Domnul Hristos aici? Din câte am citit, din câte am studiat, se pare că doctoria aceasta pe care Domnul o recomandă nu este altceva decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care odată venit în viața omului va deschide ochii lui spiritual pentru a vedea și a înțelege lucrurile într-un mod corect. Și avem un verset aici foarte frumos, în 1 Ioan 2:20, versetul acesta spune, dar voi ați primit ungerea, adică pe Duhul Sfânt, voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Așa de mult mi-a plăcut lucrul acesta. Iată că atunci când primești ungerea aceasta, alifia aceasta a Duhului Sfânt, se pare că știi orice lucru, vezi orice lucru. Și apoi mi-am mai notat aici, Duhul Sfânt, odată venit peste noi, ne va ajuta să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu care ne va lumina ochii. Iată legătura dintre această alifie pe care Domnul Iisus Hristos o recomandă acestei biserici. Duhul Sfânt, această alifie ne va ajuta să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu care ne va lumina ochii. Vreau să spun, frate și soră, că de multe ori am citit acasă texte în care în acele texte erau nume de persoane. Avram, Isaac, bla, 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 și citeai o grămadă de nume. Și eu mă gândeam în timp ce citeam, că la urmă, așa e rânduiala la noi, trebuie să dau o învățătură. Și eu mă gândeam, Doamne, aici să vezi, ce învățătură să dau eu din numele astea? N-am nicio idee. Ce-i cu numele astea? Ce le-ai trecut tu, Doamne, numele astea aici? N-am studiat, n-am citit, n-am fost la seminar, habar n-am. Și pe măsură ce citeam, pe măsură ce ne apropiam de momentul ăla în care trebuia să le spun copiilor ceva,
Venea Duhul lui Dumnezeu și dintr-o dată primeai câte o învățătură. Și copiii zice, tati, dar de unde, cum ai scos lucrul ăsta? Și eu le spuneam, dragii mei, nici eu nu știu cum l-am scos. Nu știu de unde l-am scos. Iată că Duhul lui Dumnezeu, această alifie pentru ochi, ne face să vedem, ne face să știm orice lucru, cum spune 1 Ioan 2:20, dar mai mult, ne ajută să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu care ne va lumina ochii. Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală, orice biserică a lui Hristos trebuie să ceară această alifie, să spună, Doamne, coboară Duhul Tău peste noi, amin? E foarte important să avem Duhul Lui peste noi. Și aș vrea să trecem mai departe, timpul îi gonește și nu se oprește. Există și o poruncă de pocăință pe care Domnul Iisus o dă acestei biserici în versetul 19 din Apocalipsa 3. Nu stă mult la acest cuvânt, este un cuvânt frumos. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Fii plin de râvnă și pocăiește-te, dar. Poți să înțelegi multe lucruri de aici, dar pentru mine a fost un lucru simplu să văd că cerința Domnului este extraordinar de clară. Dragă biserică Laodicea, dragă biserică Emanuel, oricine asculți cuvântul Domnului, oricine asculți acest cuvânt, aprinde focul lăuntric, însuflețește-te, începe să arzi pentru Domnul și pentru cuvântul Său. Și ar trebui să spunem fiecare amin la lucrul ăsta. Ar trebui să aprindem focul lăuntric, să ne însuflețim, să începem să ardem pentru Domnul și pentru cuvântul Său, să părăsim starea de indiferență, starea de ignoranță și de mândrie personală, să ne pocăim înaintea Domnului. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta. Pedeapsa Domnului Iisus Hristos, iară nu stă mult la cuvintele acestea, spune în versetul 19a, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Dar totuși vreau să fac o subliniere aici. Spune cuvântul Domnului, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Acest principiu al mustrării și al pedepsei este, dragii mei, în conform cu întreaga Scriptură. Și aș vrea să ne uităm la Proverbe 3, 11 și 12. Proverbe 3, 11 și 12. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acest principiu al mustrării și pedepsei Domnului acelor pe care El îi iubește. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Amin? Dacă vreodată, și știu că nu se poate în timpul de atâtor ani pe care am trăit, și dacă n-am simțit-o, vom simți, sau dacă n-am simțit-o, ar trebui să ne punem o întrebare foarte serioasă cu privire la acest principiu. Dacă ai simțit cumva nuiaua Domnului în viața ta, dacă ai simțit mustrarea Domnului în viața ta, câți dintre voi ați simțit-o? Eu am simțit-o. Ai simțit mustrarea Domnului. Când simți mustrarea Domnului în viața ta, vreau să știi și să fii întărit că El te iubește. Că nu te-a lăsat în voia minții tale blestemate. Și Evrei 12:5-6. Evrei 12:5-6. Citim și acest verset. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Și știți versetul acesta, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Sigur că pedeapsa, mustrarea Domnului și pedeapsa Lui nu sunt ușoare pentru nimeni dintre noi și parcă nimeni nu și le-ar dori. Și totuși, în viața celor pe care El îi iubește, El aduce mustrarea, corectarea. Chiar dacă severitatea cuvintelor lui Hristos este evidentă datorită stării bisericii din Laodicea, totuși creștinii din această biserică și de ce nu, de pretutindeni, din toate timpurile, trebuie să cunoască că Domnul Iisus mustră și disciplinează pe cei pe care iubește din dragoste. Și cum ne apropiem de încheiere, face Domnul la sfârșitul acestei scrisori diagnostic, face două promisiuni. Iată că și atunci când te duci la doctor și primești un diagnostic, diagnosticul din partea doctorului probabil ar fi cel mai trist să-ți spună mai ai de trăit atât. Am auzit de fapt la mine la lucru, îmi spunea cineva că un băiat de 42 de ani s-a dus la doctor, a fost perfect sănătos și a făcut check-up-ul normal de once a year sau cât se face, nu mi-am făcut de mult, trebuie să mi-l fac, check-up-ul normal la 42 de ani, dar omul se simțea perfect, n-avea nicio treabă, dormea bine, mânca bine, era plin de energie. Se duce la doctor și spune, auzi, mai ai 2 săptămâni. Și el spune, stai, nu se poate, ai greșit. Ăsta ce diagnostic e? Adică, dacă stai să te gândești, când te duci la doctor,
ai vrea să ți se dea diagnosticul corect, dar parcă ai vrea în diagnosticul ăla să fie și, uite, dacă faci asta, poți să-ți prelungești viața, nu? Poți să vindeci problema respectivă. Noi asta dorim. Și de aceea Domnul este foarte atent cu scrisoarea aceasta diagnostic. Dă un diagnostic acestei biserici, ești ticălos, ești orb, ești gol și așa mai departe. Durere! Te vărs din gura mea, durere! Dar spune, îți dau sfatul cum să te pocăiești. Și la urmă le face și două promisiuni. Iată ce frumoasă scrisoare, iată că dragostea lui Dumnezeu, așa cum spune că este endures forever, cum zic americanii, este pentru totdeauna și întotdeauna va sta în picioare, până la sfârșit, chiar dacă este o biserică apostată, chiar este o biserică decăzută, depravată, el totuși dorește ca această biserică să se întoarcă. Face două promisiuni, o promisiune imediată și o promisiune cerească pentru învingători. Iată versetul 20, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Am discutat despre poziția Domnului Hristos la ușă din cauza stării acestei biserici. Biserica nu mai era cristocentrică, era umanistă, în centru era omul. Dar vreau să spun câteva cuvinte aici. Și în aceste condiții, chiar în aceste condiții, în condiții în care Iisus Hristos stătea afară, bătea la ușă, dragostea mirelui pentru mireasa sa este atât de mare încât el a stat și a bătut la ușă. Trebuia Domnul Iisus Hristos să stea și să bată la ușă? Ce credeți? Putea el să spună, au, știi ce, m-ai respins? Știi ce, tu n-ai nevoie de mine? Pune-ți tu pe oamenii ăia care tu vrei să-i pui în față și lasă-mă pe mine în pace. Eu mi-am dat viața pentru oameni, dar voi neglijați această jertfă. Putea să spună, putea. Dar mirele nostru dorește ca mireasa lui să fie câștigată pentru împărăție, pentru cer. Stă la ușă și bate. Așteaptă această mireasă să se trezească și să-l primească. Vezi, Domnul Iisus nu vrea să constrângă recunoașterea prezenței sale. Putea să intre în biserică, de fapt în Apocalipsa 1 spune că el era în mijlocul celor șapte sfeșnice, în mijlocul bisericii. Putea să intre în biserică să spună, măi oamenilor, măi nenorociților, eu sunt în mijlocul bisericii. Dar dacă Domnul Iisus recunoaște starea lor și respectă starea lor, e cutremurător să-ți dai seama că tu poți să-l scoți, ai puterea să-l scoți pe Hristos afară din viața ta și din biserică. Vreau să vă aduc ca reflecție un episod din viața Domnului Iisus Hristos de după înviere. Și acest episod este acelor ucenici deznădăjduiți care în drumul lor spre Emaus stăruie de Iisus și îi spun lui Iisus, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și îmi place cum se termină acest verset din Luca 24:29. Și Iisus a intrat să rămână cu ei. Iată ce aștepta Domnul Iisus Hristos, iată ce așteaptă Domnul Iisus Hristos de la noi, de la fiecare, să-i deschidem ușa. Așa și spune, dacă eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. De la momentul acela în care Domnul Iisus Hristos intră în casa acestor ucenici deznădăjduiți, în drumul lor spre Emaus, Domnul Iisus devine gazdă, iar ei devin oaspeții lui, la masa binecuvântată a Domnului. Și acestei biserici apostate, și bisericii Emanuel, oricărei biserici, oricărui credincios, oricărui om care ascultă, Domnul Iisus îi dă șansa întoarcerii, astfel încât dacă va auzi glasul lui și își va deschide ușa inimii el, Hristos va intra și va cina cu acei care se pocăiesc. Și aș vrea să subliniez aici, dragii mei, pentru această biserică, după acest, să zic așa, acest statement pe care îl face Domnul Hristos, este ultima ocazie de a avea părtășie cu el înainte de a veni noaptea judecății. A doua promisiune, promisiunea cerească, spune cuvântul Domnului în 3:21, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dragii mei, tronul aici nu este altceva decât simbolul autorității și a domniei regale, știm cu toții lucrul acesta. Domnul Iisus a șezut pe tronul lui Dumnezeu, de ce? Dar datorită vieții sale, trăite în deplină ascultare, caracterizată de neprihănire, biruință, răbdare și pe baza morții sale pentru glorificarea Tatălui. Iată că aici, învingătorilor, li se promite unirea cu Hristos în împărăția sa și în slava sa. Vă aduc aminte și ne aduce aminte cuvântul lui Dumnezeu în Daniel 4:34, Daniel 7:14 și 27, nu ne mai citim, că această domnie a lui Hristos, care este promisă învingătorilor, este o domnie veșnică.
Și ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 21 și în Ieremia 3:17 că Ierusalimul ceresc, în care vom domni împreună cu Mântuitorul nostru, va fi reședința guvernului său și a împărăției sale. Iar apoi Ierusalimul pământesc va fi capitala împărăției de pe pământ. Ce minunat că acestor învingători li se promit niște lucruri extraordinare. Eu și cu tine să conducem, eu și cu tine să stăm pe tronul Domnului Iisus Hristos, pe tronul de domnie. Tronul de domnie al lui Iisus Hristos, de fapt este tronul de domnie al lui Dumnezeu. Iată ce dar, ce promisiune li se face învingătorilor. Și acum, trei concluzii simple și întrebări. Care este starea ta spirituală? Care este starea mea spirituală? Este în viața ta, este în viața mea ignoranță, indiferență sau mândrie și glorificare personală? Dacă da, haideți să urmăm sfatul Domnului Iisus Hristos de a rezolva aceste probleme. Nu e prea târziu. Prima este să ne pocăim, să primim aurul curat al neprihănirii care vine prin credință. A doua este să umblăm în faptele neprihănirii și în sfințenie, să purtăm haina aceasta albă cu demnitate, haina albă pe care am primit-o la mântuire, și apoi să primim acest Duh Sfânt în viața noastră. Duh Sfânt care ne va învăța lucruri, ne va ajuta să vedem lucruri, Duh Sfânt care ne va face să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Și dragul meu, în ultimul rând, ca și concluzie, adu-ți aminte că biruitorilor Domnul Iisus Hristos le promite domnia împreună cu El și Dumnezeu. O domnie veșnică, aici pe pământ, în Ierusalimul pământesc, iar apoi în Ierusalimul ceresc, făcut de Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu să mă ajute mie și să-ți ajute ție să primim învățăturile Lui în viața noastră, astfel încât să facem parte din mireasa Lui, mireasă pe care El o va lua atunci când va veni în glorie. Amin. Sunt multe lucruri care îmi uimesc la această biserică, la Odiseea, de fapt este cea mai uimitoare biserică din cele 7 biserici. Însă un lucru care m-a uimit cel mai mult este am reprezentarea aceasta că Domnul nostru Iisus Hristos nu este la conducerea bisericii, El nu este în centrul bisericii sale, ci de fapt El este în afara bisericii, stă la ușă și bate în continuare. El bate fiindcă se cere înăuntru ca să dea cina, să stea la masă cu poporul său. Și poporul său tot ce face este îl lasă încă la ușă. Fratele Cosmin a spus în această dimineață că cuvântul amin nu este doar așa să fie, ci poate fi înțeles prin autenticitate și siguranță. Și stăteam și mă gândesc, însăși autenticitatea și siguranța stă la ușa bisericii și bate celor care sunt înăuntru și cred că au autenticitate și cred că au siguranță și siguranța să de fapt și bate la ușă că vrea să intre înăuntru. Este un lucru straniu care îl întâlnim la această biserică. Frați și surori, poate că până acum ne-am gândit că siguranța autentică ne vine de la conducerea democrată. Și dacă așa am crezut prin biserica din Laodiceea, ne-am înșelat. Poate că până acum am crezut și ne-am gândit că siguranța autentică ne vine prin drepturile omului în care se încadrează inclusiv și biserica, drepturile la închinare liberă, dreptul la expresie liberă și așa mai departe. Dar observați, baterea la ușă, la ușa bisericii din Laodiceea, prin bătaie de la ușă îi se comunică că sunt de fapt niște oameni închiși între patru pereți și care sunt lipsiți de siguranță. Nu doar de o siguranță, ci de o siguranță autentică. Și prin bătaia la ușă bisericii de la Odiseea și bisericilor contemporane, li se comunică că există siguranță autentică, dar nu o găsim într-un partid, nu o găsim la un fel de conducere democrat al drepturilor federal și așa mai departe, sau republican. Nu este acolo siguranța autentică. Nu știm. Nu știm cine vine la conducerea Partidului Republican. Unii își pun încredere așa de mult în Partidul Republican. S-ar putea să vină cineva care să schimbe absolut ideologia Partidului Republican. Dacă a venit cineva și a spus Constituția, care de 100, care 500 de ani Constituția stă în picioare și a venit cineva pe nume Biden și a spus Constituția, what is Constituția? Nu este nimic. Constituția este baza acestei țări. Ce a spus nimic, nu este Constituția, poate fi schimbată, Biblia poate fi schimbată.
Dacă ne punem încredere într-un partid, acolo nu e siguranță. Dacă biserica spune, își pune încrederea într-un partid, într-un fel de guvernare, believe me, acolo nu este siguranță. Unde este siguranța? Bisericii din Odiseea s-a spus, siguranța stă la ușă și bate. Acolo este siguranță. Doar deschide ușa. Lasă-l să cineze. La cine este pace? La cine este siguranță? La cine nimeni nu te tulbură? La cine este prezent însuși Domnul Iisus Hristos? Frații și surori, Domnul să ajute biserica contemporană, biserica Emanuel, alte biserici din Chicago, să-și găsească siguranță, mai ales în aceste vremuri tulbure, în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și să recunoaștem, trebuie să recunoaștem acest lucru și nu toți vor să recunoască. Domnul să ne dea puteri ca să facem acest lucru. Amin. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la sfârșitul serviciului din această seară și din această zi de duminică. Tatăl nostru care ești în cerul, din nou venim cu umilință și smerenie, uimiți de cuvântul tău care comunică și astăzi, după atâtea mii de ani de când a fost spus la oaltă canonul Scripturii și de când au fost puse pe pagina Scripturii aceste versete care încă sunt atât de actuale. Și chiar dacă un fel de biserică, un fel de guvernare vrea să schimbe inclusiv anumite pasaje din Scripture care li se par lor învechit, nu, Doamne, Tu vorbești prin cuvântul Tău chiar și astăzi, prin Duhul Tău cel Sfânt. Tu nu ne-ai dat doar o Scriptură, Tu nu ne-ai dat doar o carte scrisă, ci Tu ne-ai dat și Duhul Tău cel Sfânt, ca citind aceste cuvinte să le înțelegem. De aceea lumele crede veche, de aceea oamenii cred învechită și neactuală, fiindcă nu au Duhul Tău. Îți mulțumim pentru înțelepciunea care Tu ne-o dăruiești. Este o înțelepciune de sus, este o înțelepciune care zidește, este o înțelepciune care aduce liniște și pace în inima noastră ca să putem înțelege acest cuvânt. Dar, Doamne, l-am auzit acest cuvânt, l-am înțeles acest cuvânt, dar dacă vom pleca și nu vom aplica acest cuvânt, vom fi ca niște oameni care ne-am uitat în oglindă în această zi, o zi întreagă, am stat în fața oglinzii și dacă nu vom aplica acest cuvânt, vom fi ca niște oameni care au fost în fața oglinzii și au plecat de acolo și au uitat cum arată. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să punem acest cuvânt în aplicare. Amin. Cu umilință. Recunoaștem că nu avem suficientă putere ca să aplicăm. Poate unele lucruri le-am uitat. Tu adune în proces aminte ca să le putem trăi în viața noastră. Amin. Spre slava și gloria numelui Tău. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că această biserică va fi în această săptămână o lumină. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să fim un exemplu, o lumină și o sare. Cerem acest lucru de la Tine, Doamne bun, care poți să ne ajuți să ne dai putere să răspândim Evanghelia Ta minunată, fiindcă cerem aceste lucruri în nume drag și scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi, cu toții. Amin. 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 Domnul să vă binecuvânteze, frați și surori, și vreau să las acest verset din Romani, capitolul 6. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe ai lui Dumnezeu, aveți ca roți sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Ce bine este să fim robii lui Dumnezeu. Suntem la urmă remunerați cu însăși viața veșnică. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.